toți șaguniști. Este salutul vechilor șaguniști, cel cu care întâlnirile promoțiilor mature se deschid de fiecare dată. Vă adresez și vouă același salut șaguniștilor din toate generațiile, pentru că nu-i așa, toate generațiile de șaguniști dovedesc întotdeauna valorile pe care le-au obținut din această școală. Cultura de înaltă clasă, harul de a excela, prin care se disping pretutindeni, și faptul că în permanență dovedesc că învățământul de la șaguna are garantate rezultatele dintotdeauna. O dovedește și momentul acesta când, în mod tradițional, de ziua colegiului, acordăm premiile Stoian. Ele sunt decernate prin amabilitatea doamnei Rodica Stoian, căreia îi mulțumim și de această dată. Anul acesta, premiile Stoian se acordă în felul următor. Premiul Ioan Stoian pentru Limba și Literatura Română se acordă elevei Celestina Copil din clasa 11B. Premiul Ist Bogza pentru concursul de epigrame, un concurs eminamente de creație, se acordă elevelor Alexandra Martov din clasa 11C, Alexia Puiu din clasa 10F și Ioana Ducaru din clasa 9F. Premiul Mircea Stoian pentru istorie merge către Oana Maniți din clasa 11F și către Radu Simion din clasa 12F. Premiul Mircea Stoian pentru rezultate deosebite la matematică se acordă anul acesta echipei care reprezenta școala noastră și România la un prestigios concurs internațional de matematică, ITIM, ediția 2021, în urma căruia s-a obținut premiul al patrulea de următoarea echipă. Ioana Popa din clasa 11A, Maria Ciupală din clasa 11A, Antonu Cioancă din clasa 11E, Tudor Robu din clasa 11A, David Serea din clasa 11F. Tuturor felicitări, la mulți ani colegiului nostru, la mulți ani șaguniștilor, la mulți ani România de Ziua Națională. Bună ziua, sunt Rodica Ana Deaconescu, profesor de istorie și am avut onoarea de a coordona ediția anuarului pentru anul școlar 2020-2021, un an atipic și ne-a provocat să ne adaptăm la realitățile școlii online. Înainte de a începe prezentarea propriu-zisă a anuarului, permiteți-mi să le adresez mulțumirile mele celor care și-au adus aportul la realizarea lui. Doamnelor profesor Constanța Bordea, Alina Clinciu, Alexandra Dobrinaș, Mădălina Epure, Roxana Motoașcă, Lorena Spuderca, Cornelia Stroie și domnului profesor Ciprian Satala, pentru realizarea fotografiilor din secțiunea Pera Spera d'Astra, doamnei profesor Magdalena Popescu, pentru copertă și designul capitolelor elevului Darius Chițu din clasa 9B, iar pentru tehnoredactare elevilor Teodor Neagoie, Ioana Popa, Victor Tăraș din clasa 11A. Mulțumim tuturor celor care au sprijinit activitatea școlii de-a lungul anului școlar precedent, Asociației de Părinți Ioan Popazu pentru sprijinul acordat tipăririi anuarului. Mulțumim domnilor directori, domnilor profesori și elevilor care ne-au ajutat să clădim o puntă sufletească între trecut și prezent, o cronică obiectivă și subiectivă a comunității șaguniste, o pledoarie pentru valori și tradiție. În această relatare a timpului șagunist regăsim mărturii relevante ale activității colegiului, un colegiu care împlinește impresionanta vârstă de 171 de ani. Grafica fiecărui capitol creează o legătură între șaguna de ieri și șaguna de azi, integrând un simbol șagunist interpretat la un alt nivel de abstractizare. Realism, pixel art și informatic
în ton cu integrarea tehnologiei în procesul educațional. Despre istoria unei familii, a unei comunități sau a unei instituții, vorbesc cel mai adesea în chip exemplar obiectele simbol. Despre spiritul șagunist ce persistă inclusiv în lucruri, nu doar în oamenii care îl întrupiază, despre simbolurile păstrate cu grijă și trecute de la o generație la alta, cele care însoțesc momente ritualice ale unei comunități și se așează în memoria afectivă a tuturor, vorbesc atât prefața cât și primul capitol intitulat Perenitate șagunistă. Anuarul surprinde momente frumoase desfășurate în anul școlar precedent, fie că acestea s-au desfășurat în mediul online sau fizic, proiecte și activități diverse, voluntariat, creativitate, nevoia de a inova, talent, valori, performanță, participări la concursuri naționale și internaționale. Secțiunea Călătorii și Călătorii ne arată locuri explorate de elevi și profesori pe meleaguri autohtone sau străine. Secțiunea In Memoriam aduce un omagiu unor personalități emblematice ale Colegiului Național Andrei Șaguna, care s-au săvârșit în răstimp, rămânând în sufletul școlii într-un prezent continuu. Profesorul Dorel Agache, profesorul Valeriu Bogdan, academicianul Alexandru Surdu, profesorul Tiberiu Bondar și profesorul Ion Popescu, topolog. Secțiunea Peraspera d'Astra vă invită să descoperiți portrete de profesori și elevi ai colegiului, rezultatele deosebite obținute de șaguniști în anul școlar 2020-2021. Excelența continuă la Șaguna. La mulți ani Șaguna, la mulți ani șaguniști, la mulți ani România! Pe parcursul ultimului an școlar, șaguniștii și-au dezmorțit simțurile și degetele prin intermediul literaturii. Ea ne-a scos din zona de confort și din existența banală de-a lungul întregii pandemii, creând iluzia unei realități ce a continuat să fie normală, chiar și atunci când, pentru noi, lucrurile s-ar fi întors deja cu susul în jos. Iată deci câteva dintre evenimentele prin care literatura și frumosul s-au propagat în viața spirituală și fizică a Colegiului Andrei Șaguna. Pandemia ne-a orientat pe o direcție a tehnologiei, a spațiului digital, dar iată că șagunișilor le surât și scrisul de mână și romantismul scrisorilor. Dragă potențial amic, știu că nu am ales singur să ne scriem. Poate chiar, dacă am fi trecut unul pe lângă celălalt, nu ne-am fi imaginat niciodată că o să ne prezentăm fiecare universurile atât de diferite prin mici mesageriale, scrisorile. E vorba despre proiectul Câmpul Lung 2021, capitala scrisului românesc, în cadrul căruia elevii de gimnaziu de la colegiul nostru au străbătut distanța până la Câmpul Lung cu ajutorul creionului pe hârtie și al poștei române, marcând 500 de ani împliniți de la scrisoarea lui Neacșu către Hans Bengner, judele Brașovului. Acest schimb de scrisori dintre elevii colegiului Andrei Șaguna și cei de la școala gimnazială Oprea Iorculescu vorbește totodată, cu majuscule, despre nevoia de acel tip de intimitate pe care uneori doar exprimarea în scris ne-o poate oferi. Vizita jaguniștilor la Câmpul Lung nu avea cum să se lase fără emoții, după ce întâlnirea avusese un asemenea preambul evocator al timpurilor apuse. Cele mai frumoase scrisori au fost recunoscute prin premii, cu care s-au întors acasă Mihnea Popa din clasa 6-a, pe care l-ați ascultat, și Serena Melicianu, clasa 7-a, care descrie, printre altele, frumusețea arhitecturală a Șagunei. Nu doar ceea ce văd pe fereastră mă lasă fără cuvinte, ci clădirea în sine și atmosfera sunt cu totul speciale. Mi-e greu să vorbesc despre arhitectură, deoarece îmi lipsesc cunoștințele necesare. Dar e cert că școala Andrei Șaguna este o clădire care te face să te oprești din drum, să o admiri și să te întrebi de ce astăzi nu se mai construiește așa. Eu sunt Irod împărat și aici al meu palat. Domnesc în țara peste care am fost așezat și cred în zeii pe care am apucat. În zeii zeilor, ai fariseilor. Tradițiile noastre ne construiesc identitatea,
iar identitatea nu ne-o poate lua nimeni. După 24 de ani în care elevii clasei a 5-a, în ajunul Crăciunului, au cunoscut pentru prima oară lumea teatrului, tradiția continuă, având însă, de data asta, un aer mai nostalgic. Ce vedeți și auziți acum sunt zeci de voci de copiilor Șagunei, cântând și recitând împreună cu ecourile generațiilor, veșnic vibrând în peretisării festive. Din cauza contextului actual, serbarea de Crăciun anuală a devenit un moment de reflecție asupra timpului trecut, o ocazie să ne oprim din drumul pe care pășim necontenit și să ne uităm în spate. Deși am fost despărțiți, am reascultat textul consacrat cu aceeași bucurie, la fel de emoționați și fermecați, privind chipurile veșnic tinere ale elevilor. Colajul a fost realizat în colaborare cu Catedra de Franceză. Două eleve, pasionate de lectură și de creație, au făcut școala mândră participând la un concurs organizat de editura Humanitas Junior. Este vorba de Emma Răducan și Ana Pasere, eleve în clasa 6-a, care au devenit doi dintre cei 10 autori cu povestiri publicate în volumul colectiv O Vacanță de 10+, povestiri născocite și desenate astăvară. Câteva cuvinte despre experiență ne spun chiar cele două autoare. Sunt Emma și aș vrea să vă spun că O Vacanță de 10+, mi-a adus multă bucurie și multă emoție. Abia aștept să citesc și celelalte povestiri din volum și să mă bucur de ilustrațiile lor. Cu fiecare carte citită, am deschis poarta unei noi lumi. Am descoperit personaje fantastice și am explorat tărâmuri necunoscute. Pe parcursul timpului, am aflat plăcerea de a făuri singură lumi tainice, povești captivante, incitante, lăsându-i pe ceilalți să le descopere. Acest volum de povestiri reprezintă pentru mine mai mult. Este un vis împlinit care îmi dă speranțe și mă îndeamnă să urmez aceeași cale. De asemenea, pe data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și 171 de ani de la nașterea lui Eminescu, clasa 6 a desfășurat o oră de discuții cu aceste două colege în calitate de autoare, având un schimb liber de idei despre literatură și crearea ei, într-o atmosferă de mic cenaclu literar. Proiectul Ascript, înființat de doamna profesor Daniela Mocanu și de Alexia Baște din clasa 10D, a fost, pentru mulți, ritmul săptămânal ce ne ținea vieții de departe de sfera monotoniei. În fiecare vineri, ne strângeam sub acoperișul unui Google Meet, mâncam conopidă cu strighii la lumina lumânării, în timp ce priveam spre luna venețiană. Am scris împreună zeci, poate chiar sute de texte, pe care le-am discutat și disecat cu atenție și spirit critic. Acest club de lectură a fost o doză echilibrată de cultură, dezvoltare artistică, dar mai ales de motivație. Nucleul activității Catedrei de Română a fost blogul Muguri, varianta online a revistei, aflat anul trecut în primul său an de viață. Despre el ne vorbește Alice Constantinescu. Bună, bună! Mă numesc Alice Constantinescu, am absolvit Șaguna în vara acestui an, iar în anul școlar 2019-2020 am fost una din șefele redacției Muguri, alături de colega mea, Miruna Cotfas. Ne bucurăm acum să vedem că micul nostru blog, început cu sfială anul trecut, se dezvoltă în continuare. Începutul nu ne-a găsit foarte sigure asupra modului în care va arăta. Îmi amintesc cum stăteam ore în șir, cu pagina în față, gândindu-ne ce categorii să integrăm, ce fel de conținut ar trebui să se găsească în paginile blogului. Am păstrat din revistă categoria Ce mai scriem, unde se pot găsi proza, cercul poeților și texte în engleză, franceză și germană. Iar contextul ne-a determinat să facem jurnalul de pandemie, o secțiune ce îmbină diferite tipuri de media, text, video și ilustrație, exprimând în mod creativ gândurile elevilor din timpul pandemiei. Cu ajutorul colegilor, a luat naștere un centru de atracție al blogului, The Book Playlist, un adevărat amor al artei, recomandări de lectură cu sugestii de muzică potrivită pentru fiecare carte. Blogul a fost ca un copil pentru noi, și încă este, dar știm că l-am lăsat pe mâini bune, care să-l îngrijească, să-l îmbrace în haine noi, să-l păstreze proaspăt și viu. Cu riscul de a suna redundant, Facebook-ul școlii a reprezentat pentru noi, pe parcursul anului trecut, nu numai mariajul perfect al catedrelor din poliul opușei școlii, informatică și română, dar și un fel de substituent pentru sala festivă. Un loc în care ne puteam strânge, cu mic, cu mare, pentru a ne celebra elevii, a ne adresa un scurt, cum mai ești? Și pentru a ne aminti de ce comunitatea șaguniștilor este atât de minunată. Încheiem acum cu întâlnirea dintre elevii claselor a 9-a și Ileana Ursu, absolventa liceului nostru și a Institutului de Arte Teatrale din București. În februarie, într-un interviu la distanță, Ileana ne-a oferit o viziune de ansamblu asupra ecourilor lăsate în sufletul ei de Șaguna,
de activitățile și de arta practicate în liceu. Erau peste tot felul de colțișoare unde nu a să fi căutat, să vrei să cauți, îți găseai așa un spațiu protejat și în care să poți fi creativ. Și le-am luat așa, pe rând, am mers în o grămadă de chestii, am mers și la dezbatere, am mers și la cor și la conferințele șaguna și m-am dus peste tot, să le încerc pe toate, să știu că măcar le-am văzut și m-am văzut pe mine în ele, să văd cum rezonez. Și, bineînțeles, ceva, o ață invizibilă, tot timpul mă trăgea către teatru, către trupa de teatru a școlii, către Școala Populară de Arte din Brașov, unde eram, și îmi dădeam seama că, da, cam într-acolo mă trage așa o mână nevăzută. Toate activitățile prezentate sunt dovada înregistrată că, pe parcursul acestui an școlar, am refuzat să renunțăm la pasiunea noastră. Evenimentele și oportunitățile literare ale Catedrei de Limba Română i-au oferit înapoi realității sumbre pe care o navigăm, frumusețea pierdută. Lăsând în sufletul nostru măcar puțin spațiu pentru artă, dovedim că nu vom lăsa vremurile, oricât de grele ar fi, să treacă peste noi și să ne împiedice să ne lăsăm urmele în nisip sau pe hârtie. În perioada 1 septembrie 2020-15 martie 2021, la inițiativa unui grup de profesori din Catedra de Matematică a Colegiului, coordonator prof. dr. Cătălin Mihai Ciupală, împreună cu profesori de matematică din două școli gimnaziale partenere din Brașov, Școala Gimnazială numărul 2 Diaconu Coresi și Școala Gimnazială numărul 11 Șteo Iosif, s-a desfășurat proiectul EduBV, proiect finanțat prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, cu sprijinul Lidl România, susținut de Federația Fundațiilor Comunitare din România și implementat la nivel local de Fundația Comunitară Brașov. Proiectul a venit ca o continuare firească a unor proiecte mai vechi, desfășurate cu susținerea entuziastă a Fundației Comunitare Brașov, prin care, la nivelul colegiului, s-a creat o platformă educațională de tip Moodle pentru liceu. Au fost implicate în implementarea proiectului și echipele tehnice TeleAS și TV2BV, televiziunile școlilor implicate care au realizat podcasturi de popularizare a științei, de difuzare a informației de tip STEAM. De proiect au beneficiat direct peste 1500 de elevi ai celor trei școli, urmând ca în continuare să se extindă la nivelul județului Brașov. Proiectul a urmărit schimbarea paradigmei actuale de preînvățare a matematicii și științelor la nivelul gimnazial prin crearea unei platforme educaționale, EduBV, de care să poată beneficia toți elevii județului. Elevii au învățat să se autoevalueze utilizând o platformă educațională gratuită și astfel să crească gradul lor de pregătire la matematică. Au, în acest fel, un feedback imediat al cunoștințelor dobândite la fiecare capitol într-un mediu familiar lor, online, în care își pot verifica formarea competențelor, mai ales în contextul pregătirii pentru evaluarea națională, unde, în prezent, 60% dintre item sunt de tip grilă. S-a realizat prin acest proiect o culegere electronică, dar nu numai, gratuită, eficientă, ce poate fi updatată și upgradată, dar care a fost completă din primul an, de care pot beneficia toți elevii. Redactarea problemelor se face într-un limbaj universal, recunoscut de toate browserele, LaTeX, care va fi valabil în viitor pe o perioadă lungă de timp, fiind singurul limbaj utilizat și recunoscut în mediul științific. De asemenea, s-a introdus, chiar popularizat, modelul Blended Learning, spre care specialiștii în educație susțin să ne îndreptăm. Platforma este utilizată și la clasă interactiv. Mai mult, după cum vedem în prezent, împrejurările neprevăzute ne pot forța să accelerăm tranziția spre nivelul de la care putem desfășura educația la distanță, chiar mai productiv decât facem educația în prezent. Universitățile care au implementat câte o platformă de plin funcțională au dovedit deja eficiența acestui sistem de lucru. Un loc în care tinerii șaguniști își pot dezvolta pasiunea pentru matematică, Club Mate Șaguna antrenează modul de gândire inovativ și flexibilitatea în abordarea problemelor de matematică și a metodelor de rezolvare ale acestora. Prin platforma școlii EduAS, concursul STEAM Șaguna Tournament of Young Mathematicians și concursul Gheorghe Buzdugan, care din motive pandemice nu a avut loc anul trecut, elevii au oportunitatea nu doar de a excela, ci și de a-și extinde, respectiv aprofunda cunoștințele. Singura
platformă educațională funcțională pentru gimnaziu și liceu, platforma EduAS, este concepută după un concept inovativ, acela al autoverificării și autoanalizării de către elevi. Aceasta conține peste 12.000 de probleme, mai mult decât orice culegere de pe piață. Înglobează probleme, exerciții și materiale din diverse domenii, atât sub formă de cursuri, cât și de teste de autoverificare. Cei mai mulți elevi au specificat că platforma EduAS le este foarte utilă pentru că este accesibilă oricărui elev șagunist în orice moment, pentru că oferă feedback imediat. După finalizarea unui test, acesta își vede nota și unde și cum a greșit. Problemele de matematică din cadrul platformei școlii sunt organizate pe 3 nivele de dificultate: ușoare, medii și dificile. Majoritatea problemelor oferă elevului feedback constructiv. După terminarea testului, rezolvările problemelor sunt afișate. Redactate de elevi și verificate de profesori, rezolvările sunt fie în format text, fie sub forma unor videoclipuri scurte. Materialele diverse și lecții înregistrate sunt accesibile online elevilor, colegiului în orice moment, aceștia putând urmări lecții, exersa și autoverifica cunoștințele prin intermediul testelor de autoevaluare. Din nou, anul acesta, un elev șagunist, participant activ și constant în cadrul clubului de matematică Club Mate Șaguna și al concursurilor specifice Gheorghe Buzdugan, Știm și Tim, Mara Pândaru din clasa 12A a fost admisă la Universitatea Oxford. A fost membru important al echipei de ITIM, participând la edițiile din 2019 la Barcelona, unde a obținut medalia de bronz, și în 2018 la Paris, unde a obținut chiar medalia de aur. Așadar, antrenarea constantă în... Știmul, Șaguna Tournament for Young Mathematicians, este o variantă adaptată a concursului internațional ITIM, un concurs de cercetare și dezbatere matematică care se desfășoară deja tradițional la nivelul liceului, pe parcursul unui an școlar întreg. Cum se desfășoară? Anul trecut, acesta s-a desfășurat în două runde. Prima în format online, iar cea de-a doua în format fizic la școală. Pentru fiecare rundă, un colectiv de profesori și foști absolvenți ai colegiului propune câte 6 probleme de matematică și cercetare. Înainte de prima etapă, cele 8 echipe participante de anul acesta au trimis juriului soluții pentru probleme. În funcție de corectitudinea matematică a acestora, s-a realizat un clasament care a stat la baza formării grupelor pentru prima rundă. Cu 2 zile înainte de orice etapă, fiecare echipă trebuie să trimită juriului materialele finale ale problemelor trase la sorți, care le distribuie celorlalte echipe din grupă. Fiecare echipă analizează cu mare atenție rezolvările echipelor competitoare, urmând să scrie câte un written review pentru fiecare problemă separat. Urmează momentul în care echipele se întâlnesc, prezintă și dezbat în mod prietenos posibile greșeli sau neclarități pe baza problemelor alese. În timpul rundei, deși apar emoții, cu ajutorul colaborării în echipă, cât și a pregătirii intense făcute înainte, elevii reușesc să-și exprime și să discute diferitele puncte de vedere legate de anumite părți ale soluțiilor propuse. Juriul, format de regulă din profesori ai colegiului, profesori de matematică invitați din afara colegiului, foști absolvenți și elevi ai colegiului din clasa 12-a premiați la edițiile trecute ale concursului, acordă punctaje la fiecare rundă, însă premiile se acordă doar anual. Putem spune că Știmul ne ajută să lucrăm în echipă, să învățăm să cercetăm pe cont propriu, să înțelegem alte abordări ale aceleiași probleme și să scriem un document matematic, poate chiar și într-un limbaj nou precum LaTeX. ITIM, International Tournament of Young Mathematicians, este un concurs de cercetare și dezbatere matematică între echipe de 4-6 elevi din diferite țări din întreaga lume, care constă în aproximativ 3 luni de cercetare și rezolvare de probleme, finalizându-se cu redactarea și dezbaterea problemelor cercetate. Un jur internațional format din profesori universitari și cercetători de la universități de renume propune spre rezolvare în fiecare an 10 probleme cu nivel foarte înalt de dificultate. Anul acesta au participat 9 echipe din 7 țări. Este a 7-a participare a șagunicilor la acest concurs, reprezentând România, echipa de anul acesta a colegiului fiind selectată în urma concursului intern, Șaguna Tournament of Young Mathematicians, asemănător ca format. Contextul pandemic a împiedicat realizarea concursului în format fizic în Georgia. Astfel, fiecare echipă a fost nevoită să participe online. Echipa noastră a fost alcătuită din Antoniu Vlad Cioancă, Maria Eliana Ciupală, Ioana Popa, Tudor Sebastian Robu și Davi Serea, obținând cel de-al 4-lea loc, mențiune. Fiind primul an de participare pentru fiecare dintre noi, la început ne-a impresionat pregătirea intensă a celorlalte echipe, însă am fost motivați să ne perfecționăm abilitățile și să ne depășim limitele pentru următoarele participări.
National Library Collaborative Art School on a project that gave us the opportunity of getting more insights on various subjects, including DDT and feminism. My classmates and I have founded the classes we had in collaboration with the American Corner for two of the most invigorating hours from last year, especially given the circumstances we were put in because of the pandemic. Mrs. Sandu has put forward some particularly enthralling topics that gave us an opportunity to better understand the importance of having a role model, especially one such as Rachel Carson, a female biologist whose drive, whose ambition incentivizes young people to pursue their dreams. Not only were these lessons very informative, but they were also exuberant, given that they were interactive and addressed issues that are not typically discussed at school. Ei bine, așa a început povestea. Într-o după-amiază, Sofra ne-a sunat pe mine și pe Vlad și ne-a spus că i-ar plăcea să participăm la un concurs împreună, propus de doamna profesoară Lorena Spuderca Laure. Toți am considerat tema ca fiind actuală și interesantă, așa că am acceptat provocarea și am început să lucrăm. Fiecare a avut o zi la dispoziție să propună o idee concretă, urmând să ne întâlnim și să votăm. Mă bucur că băieții au avut încredere în ideea mea, deși a fost considerată nonconformistă din cauza protagonistului ales, un extraterestru interesat să susțină teza de doctorat din viața de după COVID. După ce am stabilit împreună reperele spațiotemporale și am pus cap la cap ideile, Diana a făcut designul personajelor. Apoi, Vlad a transpus totul în varianta electronică, oferind viață poveștii noastre. Sofra a reușit să unească fiecare cadru și să realizeze videoclipul. Deși a durat mai mult decât ne-am fi așteptat, în ultima zi a fost gata. Ce am uitat să menționăm este că, la un moment dat, Vlad a propus să facem ceva mai realist, așa că nu am trimis extraterestrul în viitor. Apoi am confruntat ideea cu părerea doamnei profesor și, împreună, am ajuns la concluzia că ce este mai nonconformist poate ajunge să fie mai valoros. Așa că am revenit la ideea inițială. La sfârșitul lunii mai, am primit o veste foarte bună, anume că ne-am calificat la etapa internațională a concursului. Am fost fericiți de reușită, însă ceva și mai tare urma să se întâmple. Am fost invitați la o emisiune numită Azi în Brașov, unde, alături de gazda noastră, domnul Dan Ghiță, am vorbit despre experiența unui astfel de concurs și despre experiența noastră ca șaguniști în perioada școlii online. În urma acestui concurs, nu am câștigat doar experiența, ci, spre norocul nostru, am fost aleși de membrii juriului drept mari câștigători la nivel internațional. Un premiu foarte important pentru noi. Ne-am bucurat și de câte o cameră Nikon fiecare. Salut! Ce înseamnă pentru tine Catedra de Fizică? Salut! Ce înseamnă pentru tine Catedra de Fizică? Păi, multe oportunități. În tot ce înseamnă știința, nu doar în domeniul fizicii. De exemplu, hai să începem cu concursul NASA, pe care nu cred că mai sunt să-l prezint, pentru că șaguniștii sunt de an bun participanți fideli. Aș putea spune, în schimb, că la designul de nave și colonii spațiale nu ne întrece nimeni. Doar, anul trecut șaguniștii au obținut un premiu 2, un premiu 2 și un premiu 3. Și asta nu e tot. Dacă tot vorbim de domeniul explorării spațiului, nu putem să nu amintim și de concursul NSS Spun Debates, unde am dezbătut în echipe internaționale teme controversate legate de politica spațiului. Dar să nu credeți că activitatea noastră a fost limitată doar la dezbateri și eseuri. Lăsați-mă să vă fac cunoștință cu robotul Roz. El a călătorit singur până la București, iar noi l-am controlat din Brașov, prin internet, în cadrul concursului EXORO, organizat de Agenția Spațială Română, ESRO.
Robotul nostru a trebuit să parcurgă un traseu pe un teren accidentat și să îndeplinească anumite sarcini, precum ridicarea unui obiect de la sol. Am obținut chiar și premiu pentru cea mai inovativă misiune științifică. Acum îi predau ștafeta Marei, care vă va povesti despre concursul ICT. La ICT, sau mai bine spus International Scientific Tournament, am fost singura echipă formată din elevi de liceu. Am dezbătut subiecte de cercetare universitară, precum metode de îndepărtare eficientă a tatuajelor sau folosirea nanotehnologiei în modificarea structurii spermatozoizilor și am reușit să câștigăm premiul întâi, deși eram cei mai mici participanți din concurs. O altă premieră pentru Shagun a fost organizarea primului proiect Erasmus. Are loc alături de Italia, Macedonia de Nord și Turcia, iar deja am avut două schimburi de experiență. Unul online, ținut de italieni, și unul fizic în 1 octombrie în Macedonia de Nord. Tema proiectului este Water is Life, iar noi așteptăm în aprilie cu drag pe studenții internaționali la noi acasă. Un alt concurs de dezbatere științifică la care am participat anul acesta este IYNT, Young Naturalist Tournament, unde șagoniștii participă deja de 3 ani. Am dezbătut subiecte precum epidemiologie, conductivitatea pielii, dar și producerea tradițională a untului sau efectul purchinie. Cele două echipe au obținut medaliile de aur și de bronz. Acum, Victor vă va povesti despre participarea noastră la concursul internațional F1 in Schools. O premieră pentru Shaguna este concursul F1 in Schools, la care am reușit să ne calificăm în marea finală. Scopul concursului este de a construi o mașină de dimensiuni relativ mici, care să parcurgă 20 de metri în linie dreaptă cât mai repede. Ea este propulsată de aer comprimat. În aprilie vom participa la marea finală împreună cu cele mai bune echipe de pe întreg globul. Iar acum Borco își va prezenta experiența de la CERN. Tocmai m-am întors din Geneva, unde pentru 2 săptămâni am luat parte la un interșitat CERN, Consiliul European de Cercetare Nucleară. Aici am avut ocazia să învăț noțiuni despre fizica particulelor, să fac experimente cu date obținute de la acceleratoare, să vizitez acceleratoarele și echipamentele folosite de cercetători, dar și să lucrez cod la cod cu ei. Știați că la CERN, la fiecare secundă au loc 40 de milioane de ciocniri între particule? Impresionant, nu? Și eu am fost surprins să aflu asta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, congresul din Dubai, la care am participat în octombrie anul acesta și care a avut ca temă progresul industriei spațiale. Am avut ocazia să discutăm atât cu reprezentanții marilor companii din industria spațiului, precum NASA sau ESA, dar și să facem poze cu însuși Dumitru Prunariu. O să închei acum prin a reaminti ceea ce a spus Teo la începutul videoului. Catedra de fizică înseamnă pentru noi toți o foarte mare listă de oportunități, proiecte și concursuri în care se poate regăsi absolut oricine. Contextul crizei sanitare s-a transformat într-o provocare pentru profesori și elevi de a găsi noi modalități de valorizare a cunoștințelor acumulate altfel decât până atunci. Nu s-au ținut olimpiade de limbi moderne, dar pentru limba franceză anul acesta a însemnat o diversitate fără precedent, cu activități online sau în exterior, în natură sau comunitate. Momentul culminant este ca de fiecare dată în luna martie, luna francofoniei, dar conjuncturi în care să fie celebrată limba franceză se regăsesc în tot timpul anului. 26 septembrie, Ziua Limbilor Europei, a reprezentat pentru mulți elevi din clasele bilingve și nu numai, un prilej de a picta, a cânta, a recita sau a interpreta monologuri, nu pe scenă de data aceasta, ci având un public mult mai numeros, ajutați fiind de membrii TELEAS. 25 noiembrie, ziua profesorului de franceză, este un prilej de a zice merci mon prof celor care ne-au înfrumusețat viața sau cariera, promovând cultura francofonă. Săptămâna altfel ne-a creat cadrul de a ieși în natură, cei mai mici dintre noi, având ocazia de a repeta cântecele și poeziile învățate la clasă sau de a socializa, savurând delicioasele clătite și plăcinte, crepe et galette,
la restaurantul Le Pompon Rouge, unde Monsieur Luc a ținut o adevărată lecție despre bucătăria din Bretagne, un fel de ziua clătitelor altfel. De la viande, bien sûr. On cuisine avec du poulet, on a cuisiné avec du loupon, avec du bœuf, avec du cochon. Voilà. On a cuisiné encore du canard. Ziua Francofoniei a fost sărbătorită în avans la Brașov, vineri 19 martie, alături de excelența sa Laurence Oer, ambasadoarea Franței în România, care a deschis conferința Francofonia la Brașov, un pașaport pentru viitor, la Francophonie à Brașov, un passeport pour l'avenir, marcând totodată și împlinirea a 30 de ani de la înființarea Alianței Franceze din Brașov, eveniment la care au participat ministrul Educației și Cercetării, profesor dr. Inginer Sorin Câmpeanu și reprezentanți ai comunității franceze din oraș și ai liceelor cu bacalaureat francofon, profesori și elevi. În ajun, doamna ambasador a făcut o vizită și în școala noastră, interesându-se în amănunt de activitatea școlii noastre în vederea bacalaureatului cu mențiune francofonă. Participarea la un proiect internațional Erasmus+, Le Mois de la Francophonie, în parteneriat cu alte licee din țară, Craiova, Suceava, Timișoara, dar și din Franța și Italia, au oferit prilejul de a ne arăta creativitatea în multe moduri. Cei mai mici au făcut cărți poștale virtuale, alții și-au deschis sufletul și mintea în creații literare, în proză sau în versuri, în pictură, creații digitale sau scurtmetraje. Unii au obținut și premii, alții au avut parte de o experiență inedită, participând la o masă rotundă. Cu toții s-au bucurat, celebrând limba franceză. În cadrul proiectului Erasmus+, Pantin pour Inclusion, elevii din clasa a 6-a au participat la Festivalul Internațional de Teatru de Animație, ediție online, cu povești animate, spectacol lectură, cu scene din O scrisoare pierdută, Une lettre perdue, Carajale, toujours actuel, a completat seria activităților online în luna francofoniei. Vacanța mare a însemnat pentru unii elevi și profesori o continuare firească de noi activități de descoperire a limbii franceze vorbite de nativi, acea immersion linguistique prin atitudine de voluntariat pentru organizarea celei de-a 25-a ediție a Festivalului de Film Francez, urmate de vizionări de filme, sau participarea la un sejur lingvistic la Cavillan, Centre d'approche vivante de langue et de media la Vichy, în Franța. Proiectul bilingv interdisciplinar de anul acesta a avut ca temă ceaiul ca o infuzie de arome și culturi. Verde, negru, din flori sau din frunze, parfumat puternic, catifelat sau aspru, amar sau dulce, dulce acrișor sau picant, ceaiul captivează simțurile. Consumat ca atare, cu zahăr sau miere, lămâie sau lapte, ceaiul este un elixir al vieții, sau așa cum se întâmpla în romanul lui Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut. Ceaiul este un catalizator al emoțiilor, al amintirilor, o madlenă înmuiată în ceai declanșează un șir de amintiri ale unor întâmplări din copilărie, memoria gustativă fiind intim legată de memoria afectivă. Proiectul bilingv de anul acesta, o adevărată expediție în lumea ceaiului. Și da, limba franceză la Chaguna este într-adevăr un pașaport pentru viitor.
concurs complex în cadrul căruia biologia s-a delat cu alte materii exacte, cum ar fi matematica, fizica și chimia. Deși acest concurs a solicitat timp pentru pregătire și atenție sporită pentru a nu rata vreun pas din procedeul de înscriere, acesta mi-a trezit dragostea necondiționată pentru știință și cunoaștere în general. Înainte exista o bulă în care olimpiadele aveau o structură fixă pe care o știam dinainte și a căror rezolvare era relativ ușoară. Însă, odată cu acest concurs Science On, această bulă s-a spart și noi am căzut într-o realitate în care biologia naște frământării și care dezvoltă gândirea rațională. Acrostihul dedicat concursului Science On surprinde însemnătatea acestuia pentru mine, complexitatea, bucuria, dar și onoarea de a participa. Așadar, Science On a însemnat studiu intens, curiozitate științifică, inovație, emoția descoperirii, noutate, cunoaștere, evoluție, organizare, dar și neclintita dorință de a persevera. Într-un cuvânt, Science On. Mi-a făcut multă plăcere să învăț, materia clasa noua fiind ramura biologiei care mă pasionează. Am studiat singură într-un timp relativ scurt. Emoțiile au fost mult mai mari ca la olimpiadă, deoarece nu știam tipul de subiect. Acestea au avut o nouă abordare, bazată pe prelucrarea informației. În urma muncii depuse, am obținut mențiune, un rezultat de care sunt foarte mândră. Aștept cu nerăbdare următoarea ediție a concursului. Cu atenta îndrumare a domnului profesoare de biologie, Vlad Florea, și prin participarea la concurs, am gustat din bucuria, complexitatea și spontaneitatea concursului. Bună ziua, eu sunt Irina Rumboi și împreună cu colegii mei din clasa 12-AD dorim să vă prezentăm tema proiectului nostru BILIM, care este cerul și beneficiile acestuia asupra corpului uman. Am selectat 12 dintre cele mai importante ceruri pe care le avem la dispoziție și vă vom prezenta prepararea a 4 dintre acestea. Începem cu ceiul negru, înlocuitorul cafelei, cunoscut și pentru conținutul de antioxidant. Un alt ceai foarte important pentru sănătate este ceaiul de ghimbir, stimulând funcția digestivă și fiind de asemenea un remediu pentru răceli și gripe. Ceaiul de măceșe, un prea cunoscut remediu tradițional, ajută la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea hipertensiunii arteriale. Cel mai cunoscut ceai din România, ceaiul de fructe de pădure, combate îmbătrânirea sistemului nervos și menține ochii sănătoși. Interesați de ceai și de beneficiile acestuia, puteți găsi mai multe informații pe site-ul proiectului nostru BILIM, care se află pe site-ul școlii.
Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta concursul ACSL American Computer Science League. În primul rând, ce e ACSL? ACSL e un concurs de informatică constituit din 5 etape, 4 contesturi la școală și etapa finală în America. Fiecare dintre aceste etape e constituită din două părți. Prima parte este o parte scrisă formată din 5 probleme cu răspunsuri simple, iar cea de-a doua parte e o problemă de programare. Elevii noștri reprezintă cu mândrie școala, având astfel o multitudine de premii. Locul 1 în 2014 și 2018, locul 2 în 2006 și 2008, locul 3 în 2010 și locul 4 în 2015, 2017 și 2019. În 2020 și 2021, etapa finală a avut loc online. Astfel, în 2020 am avut 2 medalii de aur și 2 medalii de bronz, iar în 2021 2 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. Acum veți auzi părerile a doi premianți de anul trecut, Radu și Dominic. Radu, cât de mult te ajută acum lucrurile pe care le-ai învățat pentru concursul ACSL? Sincer, mult mai mult decât mă așteptam. Și asta din două puncte de vedere. Odată, legat de facultate, la ACSL mi-am pus cumva bazele a cunoștințelor și acum când vin materii noi legate de procesori, legate de operații pe biți, legate de fundamentele programării, pot să construiesc mult mai ușor de acolo. Și pe de altă parte, legat de industrie, eu acum lucrez la un startup și la ACSL mi-am dezvoltat foarte mult spiritul de echipă. În sensul, participând la ACSL și lucrând cu o echipă, am învățat să și comunic cu ei, să putem să lucrăm pentru proiect, nu pentru noi înșine. Și atunci, din cauzele astea două, mi s-a părut foarte fain ACSL. Domi? Da. Tu cum crezi că te-a ajutat concursul acesta pentru viitor? Păi, în primul rând, materia de la ACSL este diferită față de materia predată la info, la clasă, astfel că ți se pun la dispoziție multe noțiuni din alte arii ale informaticii, precum noțiuni sau limbaje de programare, și concursul în sine m-a ajutat să abordez problemele din alte perspective și să le rezolv mai eficient sau mai rapid. Popularitatea concursului din anul școlar precedent, precum și rezultatele deosebite ale șaguniștilor, au făcut ca în acest an școlar, pentru prima dată în istoria participării Colegiului Național Andrei Șaguna, liceul nostru să fie înscris în acest concurs cu 3 categorii: juniori, intermediari și seniori, fiind implicați peste 50 de elevi. Să le urăm succes în pregătire și să îi așteptăm ca și în acest an să vină cu cât mai multe premii. Can we skip to the good part? În Colegiul Național Andrei Șaguna, tradiția excursiilor școlare are o vechime considerabilă. În arhivele școlii putem găsi însemnări sau chiar fotografii de dinaintea primului război mondial, care descriu călătorile culturale ale șaguniștilor. La vremea respectivă, un drum în Italia reprezenta o adevărată aventură, pe parcursul căreia erau schimbate o serie de mijloace de transport, începând cu birjele, continuând cu trenul și terminând cu vaporul. Demn continuatori ai celor care acum mai bine de un secol au putut descoperi pe propria lor piele leagănul renașterii europene, șaguniștii au avut ocazia ca la începutul toamnei să refacă drumul înaintașilor lor într-o excursie școlară la Veneția. Cu autocar în loc de tren sau vapor, drumul în sine nu a mai fost o provocare atât de mare. La fel ca în cazul înaintașilor lor, călătoria la Veneția a fost și pretextul unor vizite mai scurte, cam cât o escală în două capitale legate de Dunăre, Budapesta și Viena. Am vizitat 3 insule cunoscute din apropierea Veneției, anume Murano, unde atracția principală a fost Muzeul de Sticlă, Burano, care pentru mulți a reprezentat poate cea mai frumoasă și veselă parte a Veneției, cât și Torcello. Am avut ocazia să participăm la 2 spectacole deosebite, anume Bărbierul din Sevilla, de Rossini, și Anotimpurile lui Vivaldi. Excursia de la Veneția a fost o experiență din care am învățat foarte multe lucruri noi și, pe lângă faptul că ne-am simțit bine alături de colegii și de prietenii noștri, am avut plăcerea să descoperim cultura, istoria și frumusețile acestui loc inedit.
Elevii claselor a 11 au avut și în această vară oportunitatea să facă parte din echipele de voluntari la festivalele de muzică, Muzica Bacensis și Organ Nights, organizate de Stefan Schland, unul dintre cei mai devotați muzicieni ai orașului nostru, fiind organist la Biserica Neagră. Ediția aceasta, condițiile generate de contextul pandemic au fost mult mai permisive comparativ cu anul trecut. Astfel, cu o audiență mai mare, au apărut mai multe sarcini, mai multe probleme de rezolvat și mai multe emoții generate, dar cu toate acestea, șaguniștii s-au descurcat exemplar și au dat dovadă de iscusință și devotament. Concertele de orgă de la Biserica Neagră s-au ținut într-un format asemănător cu cele de ediția trecută. Protagonista festivalului a fost formidabila orgă Buchholz, cea mai mare din sud-estul Europei, ce a fost acompaniată ocazional de alte instrumente, oferind o audiție muzicală inedită. Anul acesta am încercat să îmbunătățim calitatea concertelor, care din fericire s-au putut ține și în biserică. Adaptările la pandemie făcute din ediția trecută au fost păstrate și adaptate pentru a păstra un format atractiv și autentic al festivalului. Astfel, am continuat transmisia în direct pe pagina de Facebook pentru cei ce nu puteau ajunge fizic, oferind accesibilitate unei arii cât mai largi de spectatori. Lucrurile nu au stat asemănător și la Muzica Bacensis, unde munca de voluntar s-a axat mai mult pe partea de logistică decât pe cea tehnică. Am avut de îndeplinit aproximativ aceleași sarcini ca și în ediția precedentă, doar că la un volum mult mai mare decât ne așteptam inițial. Concertele aveau loc în fiecare duminică, fiecare fiind organizate într-un loc diferit, respectiv în bisericile fortificate din țara Bârsei. Astfel, am avut prilejul de a vizita mult mai îndeaproape aceste monumente istorice importante, care, acompaniate de muzica clasică, te transpuneau în acea lume veche, plină de magie. Toți cei care am fost pe timpul verii la cele două voluntariate, am simțit un oarecare sentiment de regret la ultima întâlnire, unde Stefan a pregătit o surpriză. Ne-a dus în Biserica Evanghelică de la Poarta Schei și ne-a prezentat poze cu noi de la toate concertele, reușind să ne facă atât de nostalgici, dar și mândri de noi pentru efortul depus și reușitele acumulate. Prin intermediul voluntariatului, la cele două festivale am cunoscut o mulțime de oameni deosebiți, am ascultat muzică bună provenită de la unii dintre cei mai tenaci artiști, am vizitat locuri memorabile și, poate cel mai important, am învățat să ne descurcăm. Salut! Noi suntem Roboas, echipa de robotică a școlii, iar aceasta este intrarea către universul roboticii. Te ondă de fiecare dată cu capul când intră. Vă prezint o parte din membrii echipei de robotică. Ce facem noi aici la robotică? Ne ocupăm cu proiectarea, asamblarea, dar și programarea roboților. Acesta este al 6-lea an consecutiv de când participăm la concursul First Tech Challenge. Clubul este dotat cu echipament performant. De exemplu, implantele 3D pe care le puteți vedea în imagine. Sau CNC-ul, cu care reușim să frezăm piese de care avem nevoie. Toate acestea nu ar fi posibile fără sprijinul sponsorului nostru, Siemens. Aici este o scurtă secvență într-un meci de robotică din anul trecut. Scopul robotului era să colecteze inelele de pe jos și să le arunce prin gaura superioară a turnului. Aceasta este echipa cu care am participat anul trecut la concurs, iar acum puteți vedea robotul, pe care am reușit să-l construim în doar 3 săptămâni. Și să nu uităm, care ne-a adus rezultatul mult visat. Hehe, după faptă și răsplată. Totuși, la ce te ajută robotica? Am rugat un academician să ne spună câteva cuvinte. Cu ce m-a ajutat pe mine robotica? În principiu m-a ajutat să-mi descoper pasiunile și m-a motivat să mi le urmăresc. Acum că sunt la facultate, asta e un lucru foarte important, mai ales că mi se prezintă din ce mai multe oportunități pe care, din cauza roboticii sau datorită roboticii, mai bine spus, le pot urmări. În același timp, a fost o experiență bună anterioară pentru proiectul pe care îl fac acum, anume Formula Student. Mersi, Mișnea. Mai vrei altceva? Nu, cred că e ok, să nu fie nici prea lung video. Ok. Tu ce mai faci? Ce să faci, mai Mișnea? Uite, Robot Team. Chiar dacă abia s-a lansat sezonul 6 al concursului,
La robotică îți găsești întotdeauna ceva la care să lucrezi. Și la